Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, în seara aceasta, prin Harul Domnului, ne apropiem de cuvântul pe care l-am citit, cu gândul la subiectul biblic pe care îl vom prezenta, numit Închinare cu sau fără împăcare. Închinare cu sau fără împăcare. Închinarea este manifestarea dragostei pentru Dumnezeu. Și tot ce omul face din dragoste pentru Dumnezeu se numește închinare. Atunci când omul se închină exprimând dragostea lui către Dumnezeu, este foarte important care este fondul vieții acestuia. În seara aceasta, privind în cuvântul pe care l-am citit, întâlnim două tipuri de închinare, două tipuri de neprihănire pe care Domnul ni le pune în față. Unul este cel din vechime, altul este cel oferit bisericii sale. Haideți să privim la câteva dintre aceste două tipuri prezentate în capitolul 5 al Evangheliei după Matei, ca o intenție a Domnului Iisus Hristos de a ne conștientiza pe noi că procesul revelației divine este diferit astăzi de cel al fariseilor din vremea sa. Doar pentru faptul că revelația lui Dumnezeu se descopere oamenilor într-un proces care este din ce în ce mai complex și este din ce în ce mai evident ca și prezentarea voii lui Dumnezeu. Observați, vă rog, versetul 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Versetul 22. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, dar eu vă spun celor de astăzi că oricine se mânie pe fratele său este ca și cum ar fi ucis. Versetul 27. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Ați auzit care era porunca pentru cei din vechime, să nu prea curvești, dar pentru voi cei de astăzi, numai dacă te uiți la o femeie și o poftești în inima ta, este ca și cum ai fi prea curvit cu ea. Versetul 33. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, să împlinești față de Domnul jurămintele tale, dar eu vă spun să nu jurați deloc. Versetul 38. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun, nu vă împotriviți celui ce vă face rău. În vechime se zicea, ți-a scos un dinte, scoate și tu unul. Ți-a scos doi dinți, scoate și tu doi. Eu vă spun, nu vă împotriviți. Nu răspundeți cu aceeași monedă. Nu scoateți un dinte celui care vouă v-a scos un dinte. Acesta este doar un exemplu al legii talionului din Vechiul Testament. Aceste patru exemple le oferă Domnul Iisus Hristos oamenilor care își fac timp pentru sufletul lor și pentru veșnicia lor. În legătură cu aceste patru exemple oferite de Domnul,
Aș vrea să prezint subiectul acesta pe care l-am intitulat Închinare cu sau fără împăcare, oprindu-mă doar asupra primului exemplu, respectiv versetele 21 și 22. Fac lucrul acesta pentru că fiecare dintre noi suntem implicați într-o viață de închinare. Ne închinăm lui Dumnezeu prin rugăciune, prin cântarea de laudă, ne închinăm lui Dumnezeu prin colectă și în general prin toată dărnicia, ne închinăm lui Dumnezeu cu viața noastră prin tot ceea ce facem. Există însă riscul, atunci când ne închinăm lui Dumnezeu, să ne închinăm cu o atitudine greșită, iar închinarea noastră să nu fie plăcută. De aceea aș vrea să privim la textul cuprins între versetele 21 și 26 și să înțelegem următorul lucru. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Aceasta era norma de comportament pentru ei. Vinovăția lor începea în momentul în care ei agresau fizic pe cineva și îi luau viața prin lovituri cauzatoare de moarte. Vremea s-a scurs, revelația lui Dumnezeu a continuat să se prezinte oamenilor și a ajuns până acolo încât Domnul Iisus Hristos spune: dacă atunci în vechime păcatul începea când loveai un om și îi cauzai moartea, astăzi păcatul începe mai devreme, când folosești cuvinte cu care ucizi și îi spui fratelui tău nebunule, prostule sau în alt fel. Dacă în vechime păcatul începea când îl loveai fizic și îi luai viața, astăzi păcatul începe când îl agresezi verbal. Și Domnul Iisus Hristos oferă un exemplu. Și exemplul acesta spune: așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo, în timp ce ți-aduci darul, îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, în fața altarului. Du-te mai întâi înapoi la fratele tău, unde este el, împacă-te cu el. Și după ce ți-ai rezolvat problema, întoarce-te la altar, ia-ți darul de unde l-ai lăsat deoparte și adu-l Domnului. Atunci darul tău este primit. Acest pasaj din Scriptură, alături de multe alte pasaje ale Bibliei, este relativ greu de interpretat. Felul în care se interpretează pasajul acesta este legat de felul în care oamenii care îl interpretează cunosc Biblia în spiritul ei. Aș vrea în seara aceasta să privim în acest cuvânt al Domnului și să înțelegem ce înseamnă să-ți aduci darul la altar și atunci, în timp ce ți-aduci darul, să-ți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Să realizezi că în felul acesta nu te poți închina cu darul pe care îl aduci și mai întâi trebuie să te împaci cu fratele tău. Trebuie să te duci la el, să te împaci cu el și de-abia mai apoi să te ocupi de închinare. De aceea am numit cuvântul din această seară închinare cu sau fără împăcare. Există posibilitatea să te închini lui Dumnezeu timp în care ești în conflict cu fratele tău care are ceva împotriva ta. Să neglijezi sentimentele lui, să neglijezi conflictul în care ești implicat cu el, să spui: oh, nu-i nicio problemă, importantă este închinarea, important este sacrificiu, dărnicia, Dumnezeu primește că este bun. Timp în care, în mod conștient, ești implicat într-un conflict cu fratele tău, Domnul se oprește în această seară în dreptul nostru și se ocupă de lucruri foarte sensibile din comportamentul nostru și ne spune: eu nu pot primi închinarea ta atunci. Dacă tu ți-aduci darul la altar și darul înseamnă o dărnicie, darul înseamnă o cântare de laudă, darul înseamnă o predică, darul înseamnă ceva ce tu vrei să faci pentru mine, ceva ce te costă, ceva ce te solicită, te pune în sacrificiu. Eu apreciez că tu vrei să te închini. Însă, dacă tu ești în conflict cu cineva, atunci oprește-te în închinarea ta. Mai întâi du-te înapoi
și rezolvă-ți problema cu aproapele tău. Și când lucrurile între tine și aproapele tău sunt în ordine, tu întoarce-te la altar, ia-ți darul și adu-l, atunci închinarea ta este acceptată de Dumnezeu. Închinare cu sau fără împăcare. Frați și surori, dincolo de aspectul teologic al acestei probleme, noi suntem oameni care suntem implicați, vrem nu vrem, în tot felul de relații. Avem relații de familie, poate cele mai intime și mai profunde și mai personale relații sunt în cadrul familiei. Avem relații în biserică cu frați și cu surori, avem relații cu prieteni, avem relații cu colegi de muncă, avem relații în slujire. Eu colaborez cu dirijorii, colaborez cu ușierii, colaborez cu frații din comitet. Este un tip de relație. Ce fel de relație am eu cu oamenii aceștia? Este o relație conflictuală? Este o relație agresivă? Este o relație nefrățească, lipsită de frumusețe și neprihănire? Este o relație încărcată sub presiune? Sau este o relație frățească, o relație dulce, o relație frumoasă și creștină? Neglijăm să ne gândim la acest aspect și ne concentrăm asupra închinării. Și atât de mult ne concentrăm asupra închinării și ne dedicăm în închinarea noastră lui Dumnezeu, ceea ce este lăudabil. Într-o vreme în care oamenii nu se mai închină lui Dumnezeu, este lăudabil că noi venim să ne închinăm. Este lăudabil că avem fanfară, avem cor, avem orchestră, avem grupuri, solo, duet și de tot felul. Este lăudabil că avem ușieri, este lăudabil că avem școală duminicală, este lăudabil că avem un sistem de sunet, este lăudabil că avem comitet și, în general, este lăudabil că avem tot felul de compartimente de slujire care servesc Bisericii lui Iisus Hristos. Oamenii aceștia se închină prin slujirea lor. Dumneavoastră, ca biserică, vă închinați. Am adunat $10,000 pentru turneul din România, aceasta este o închinare, am făcut-o pentru Dumnezeu, ca o expresie a iubirii pentru El. A fost multă jertfă, a fost multă dărnicie, este un lucru absolut lăudabil. Însă, dincolo de aceste aspecte ale închinării, Dumnezeu în seara aceasta coboară în dimensiunea personală a existenței noastre și ne întreabă, când tu vii și ți-aduci darul la altar, dar care înseamnă poezia, cântarea, predica, dărnicia ta sau slujirea ta în general. Și acolo ți-aduce aminte că fratele tău din biserică, fratele tău din familie, are ceva împotriva ta. Tu nu te mai poți închina. Dacă continui să te închini, închinarea ta nu este acceptată. Tu mai întâi trebuie să te duci la fratele tău care are ceva împotriva ta, să-ți rezolvi problema cu el. Și atunci când lucrurile între tine și fratele tău sunt în ordine, tu poți continua să te închini. Atunci închinarea ta este primită. Astfel de închinător dorește Tatăl. Plecând de la acest paragraf biblic care este discutabil, aș vrea să mergem în mod practic pe firul acestor versete și să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne spună, ce înseamnă cineva să aibă ceva împotriva mea. Haideți să revenim la Scripturi. Frați și surori, când Domnul spune fariseilor din vremea lui aceste cuvinte, el se referea la cele trei sărbători importante din ceremonialul lui Israel, Rusalii, Paște și sărbătoarea corturilor. De trei ori pe an, orice evreu era obligat, indiferent de zona geografică a țării unde locuia, să meargă tocmai la Ierusalim. Și de trei ori pe an, la Rusalii, la Paște și la sărbătoarea corturilor, să ia un dar, să meargă la altar și să-l aducă Domnului. Oamenii care aduceau darul acesta la altar au început de-a lungul anilor, de-a lungul generațiilor, să piardă din vedere viața de neprihănire. Ceremonia de a aduce daruri au păstrat-o, însă viața de neprihănire personală, relația personală și spirituală cu Dumnezeu, au pierdut-o și au ajuns să-și permită tot felul de idolatrii, tot felul de comportamente imorale, tot felul de relații păcătoase, dar își păstrau ceremonia de a merge de trei ori pe an la Ierusalim, la templu, să aducă darul.
Pentru că aceste ceremonialuri religioase le dădea sentimentul că ei sunt în relație cu Dumnezeu. Și făceau aceste lucruri timp în care viața lor de neprihănire era inexistentă. Și Domnul Iisus Hristos, surprinzând duplicitatea lor, adică lipsă de neprihănire, dar prezență de ceremonie, Domnul Iisus Hristos lansează pasajul acesta pe care eu l-am citit. Și când El spune, tu evreule care vii de 3 ori pe an la Ierusalim la templu și ți-aduci darul la altar, dar care putea să fie un vițel, putea să fie un miel, putea să fie un ied, sau pentru cei mai săraci puteau să fie niște pui de turturea, în funcție de posibilitățile materiale. Tu evreule care vii de 3 ori pe an la templu și ți-aduci darul, tu care continui să faci aceste lucruri și eu apreciez că le faci, pierzi totuși din vedere lucrurile foarte importante, relația ta cu oamenii, felul în care te adresezi lor, felul în care vorbești despre ei, atunci ascultă-mă, atunci când tu vii să-ți aduci darul la altar și în timp în care te așezi la rând, să-ți vină rândul și stai cu vițelul tău, cu mielul tău, cu iedul sau cu turtureaua în mână și aștept să-ți vină rândul la preot și să-ți ia jertfa, să o pună pe altar după ce o junghie, după rânduiala lui Moise. Tu, în timp ce stai la rând cu darul, cu jertfa, în momentele acestea, dacă Duhul Sfânt îți aduce aminte că cineva, fratele tău, care poate să-ți fie soția sau soțul, copiii sau părinții, păstorul sau omul de pe rândul din spate, dacă tu ți-aduci aminte că el are ceva împotriva ta, tu nu mai poți să-ți aduci darul. Tu trebuie să te întorci înapoi la fratele tău, să-ți rezolvi problema ta de conflict cu el. Și tocmai după aceea, cu o inimă curată, să vii și să-ți aduci darul. Permiteți-mi să vă prezint un exemplu practic care este absolut imaginar. Imaginați-vă un evreu care vine tocmai de sus, dinspre Siria, și vreo 200-300 de kilometri coboară spre Ierusalim. Potrivit mijloacelor de călătorie a vremii, 200-300 de kilometri îi făceai în câteva zile. Omul își lua liber de la lucru, își lăsa afacerea lui, își lua un animal pe care călărea, o cămilă, un cal, un măgar, își lua bani pe care îi cheltuia, se expunea la tâlharii care pândeau la drumul mare și mergea tocmai la Ierusalim de 3 ori pe an să se închine, pentru că legea îl obliga de 3 ori pe an să aducă dar la altar. Și el se cheltuia, își lua liber de la lucru, se expunea la tâlhărie și venea tocmai la Ierusalim să se închine. Venea cu bani în buzunar, pentru că nu trăgea după el 200-300 de kilometri un animal ca să-l aducă jertfă. Era greu de întreținut și de adus. Și mergea în curtea unde se vindeau animale. Și în funcție de posibilitățile materiale, puneau ochii pe un animal pe care urma să-l aducă jertfă. Și să ne imaginăm că își cumpăra un vițel pentru că era un om bogat. Își cumpăra un vițel și mândru de jertfa pe care vrea să se, cu care vrea să se închine Domnului, s-a așezat la rând ca să-i vină rândul la preot. Și atunci când ajungea în fața preotului, îi dătea vițelul. Și în momentul în care preotul lua vițelul și se îndrepta cu el ca să-l junghe și să-l aducă jertfă Domnului, el își aducea aminte că și-a lăsat acasă soția supărată. A fost un conflict în care el și-a jignit nevasta. A fost nervos, nu s-a putut controla și i-a zis 2-3 așa cum obișnuiește. Și acum Duhul Sfânt i-a adus aminte. Și în această clipă, el se îndreaptă spre preot și spune, Domnul preot, dați-mi jertfa înapoi că nu mai pot să o aduc. Lăsați-mă un pic pentru că am nevoie de o pauză. Își ia vițelul înapoi și se gândește, trebuie să mă duc tocmai înapoi 300 de kilometri la soția mea, să mă împac cu ea. Dar ce să fac cu vițelul? Și probabil că se duce în curte să-l vândă la rândul lui, să-și ia banii, să se ducă la soția lui, să se întoarcă, să cumpere din nou vițelul și să-l aducă jertfă. Și imaginați-vă că se duce înapoi la soția lui, îi ia din nou câteva zile și îi spune, în timp ce vreau să-mi aduc jertfa, mi-am adus aminte că tu ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi rezolv problema cu tine, te rog să mă ierți. Acum sunt liber, mă duc să-mi aduc jertfa. Se întoarce înapoi la templu, însă sărbătoarea se încheiase. Nu mai era nimeni acolo.
Lucrurile erau ca de obicei, dar sărbătoarea se încheiase. Și Domnul Iisus Hristos, cu această întâmplare imaginară, vrea să spună cât de important este, cât de importantă este atitudinea de neprihănire atunci când te închini. Este atât de importantă încât atunci când te închini, trebuie neapărat să te închini cu o viață de neprihănire, cu relații curate, fără conflicte, fără litigii, fără agresivitate și fără încordări. Haideți să revenim puțin la un verset care ne dă de furcă și complică problema. Și versetul acesta este versetul 23. Dacă îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, ne oprim asupra acestei expresii. Fratele tău are ceva împotriva ta. Acum vă las pe dumneavoastră puțin deoparte, dacă îmi permiteți, și mă ocup puțin de mine. Eu, ca fiecare dintre dumneavoastră, în viața particulară, sunt un om. Un om ca oricare. Atunci când vin în biserică, dintr-o dată eu sunt păstor. Sunt păstorul bisericii. Fiind păstorul bisericii, toți oamenii care vin în această biserică au la mine așteptări. Așteaptă să fiu foarte plin de dragoste, să fiu foarte atent, să țin minte toate lucrurile, să nu uit niciodată nimic, să nu neglijez niciodată nimic, să nu cumva să-mi scape ceva. Și așteptările oamenilor care vin de la biserică față de mine sunt așteptări de om perfect. Biserica se așteaptă de la mine să fiu un om absolut perfect, fără nicio greșeală. Un singur cuvânt în plus sau în minus mă costă. O simplă atitudine în plus sau în minus mă costă. Și de-a lungul anilor, deocamdată am doar luni, dar de-a lungul anilor, slujind între dumneavoastră, probabil că se strâng tot felul de nemulțumiri. Un frate este nemulțumit pentru că acum 2 săptămâni mi-a spus: frate Luigi, vreau să cânt. Și pentru că programul a fost prea încărcat, nu l-am putut pune să cânte. El a zis, ok, nu-i nicio problemă, dar în inima lui este o mare problemă. El e trist și supărat pe mine pentru că nu l-am pus să cânte. El nu are experiența de aici când nu poți lungi timpul și nu mă înțelege că nu l-am putut pune să cânte și e supărat pe mine. În inima lui el e trist, eu îl simt, el simte asta. Altcineva este supărat pe mine pentru că îi se pare că ori sunt prea demodat, ori sunt prea modat. Altcineva îi se pare că ori sunt prea vorbăreț, ori sunt prea tăcut. Altcuiva îi se pare că ori sunt prea îndrăzneț, ori sunt prea moale. Altcuiva îi se pare că ori cer prea mult bisericii, ori las biserica în pace și nu cer nimic. Și într-o astfel de situație vă întreb, când mă urc eu la amvon să predic, câți din mulțimea aceasta de oameni au ceva împotriva mea? Haideți să ne gândim. Ce ar putea să aibă oamenii din biserică împotriva mea? Unul din biserică ar putea să aibă împotriva mea faptul că atunci când vin să încep slujba, nu întotdeauna încep cu rugăciune. Și ar putea să zică, asta nu este foarte duhovnicește. Altcineva ar putea să zică, și pot să continui cu tot felul de exemple. Invers, eu pot să am ceva împotriva unei persoane care vine și cântă. Mi se pare că e prea modern cântecul sau e prea vechi. Mi se pare că vestimentația ori e prea demodată și ne face de rușine, ori este prea modernă și ne face de rușine. Și persoana care vine să cânte riscă, ieșind în față, expunându-se, ea devine vulnerabilă. Și câțiva din biserică s-ar putea să aibă ceva împotriva ei. Omul care cântă sau predică, care păstorește, s-ar putea să nici nu știe dacă cineva din biserică are ceva împotriva lui. Întreb eu, dacă dumneavoastră nu îmi spuneți, Luigi, eu am ceva împotriva ta, de unde să știu eu ce ai dumneata împotriva mea? Sunt eu Dumnezeu să-ți cunosc gândurile și sentimentele? Ce vrea să spună Biblia aici? Înseamnă că eu tot timpul vin la altar cu inima strânsă. Nu cumva are cineva ceva împotriva mea? Dacă are, înseamnă că trebuie să las predica aici și să mă duc să mă împac, dar nu știu cu cine. Că nu știu cine are ceva împotriva mea. Că nu-mi spune. Când mă întâlnesc, spune, pace frate Luigi. Dar dincolo de aparența aceasta, știu eu ce e în inima omului? Știu eu ce spun oamenii despre mine atunci când eu nu sunt prezent? Știu eu cum comentează ei atitudinea mea de păstor, de om, de tată, de soț? În aceeași situație și dumneata, om care cânți, om care
stai la ușă, om care slujești la școala duminicală sau la sunet. Ce vrea Iisus să spună aici? Cât de complicată e această problemă? Cât de mult putem noi controla să știm dacă cineva are ceva împotriva noastră? Imaginați-vă că cineva din biserică are ceva împotriva mea că eu port cravată. Și atunci îmi dau cravata jos. Are ceva împotriva mea că eu port verighetă. Atunci îmi dau verigheta jos. Are ceva împotriva mea pentru că eu mai nu știu ce. Ce aș putea să fac eu sau dumneata care slujim public în casa lui Dumnezeu în așa fel încât nimeni să nu aibă nimic împotriva noastră? Cum putem ști dacă cineva are ceva împotriva noastră? Pentru că Iisus Hristos prezintă problema aceasta ca una fiind foarte gravă. Cel puțin mie îmi pasă dacă cuvântul acesta al lui Dumnezeu mă condamnă. De aceea aș vrea să știu, Doamne, ce vrei Tu să spui aici la Matei capitolul 5? Când spui că dacă cineva are ceva împotriva mea, eu nu mai pot să slujesc, ci mai întâi trebuie să mă împac cu el. Trebuie să recunoaștem că sunt și persoane cu care nu te poți împăca. Vrei să te împaci, dar nu reușești. Pentru că oricât de mult ai vrea să te împaci, oricât de mult îi ceri iertare, oricât de mult îi spui, omule, ți-am greșit, iartă-mă, te rog că sunt un om. Și ție ți se întâmplă să greșești. Orice ai spune este egal cu zero. Nu acceptă împăcarea, nu-ți primește iertarea, și te ține minte pentru restul vieții, te consideră ca pe un dușman, te vede ca pe un vrășmaș și orice i-ai spune și orice i-ai face, el va avea ceva împotriva ta. Întreb, înseamnă că slujba mea de păstor se desfințează? Foarte ușor desfințăm toate slujbele din biserică pentru că cineva continuă să aibă ceva împotriva mea sau a altuia, nevrând să accepte iertarea pe care eu o cer. Ce vrea să spună Biblia aici? Frați și surori, orice verset din Biblie se interpretează, se tălmăcește în lumina contextului în care este scris. Și în această seară aș vrea să citim nu numai versetul 23, care spune, așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo. Aș vrea să citim și versetul 22 și o să vedeți cât de simplu este să înțelegem în lumina versetului 22 ce vrea să spună versetul 23. Și acum citeți versetul 22. Oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Oricine îi va spune fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa judecății. Oricine îi spune fratelui său, nebunule, va cădea sub pedeapsa judecății. Și acum Biblia spune, dacă ți-aduce aminte că fratele căruia ai spus prostule are ceva împotriva ta, du-te la el și împacă-te. Dacă ți-aduce aminte că i-ai spus unuia nebunule, du-te la el și împacă-te. Dacă ți-aduce aminte că te-ai mâniat pe un frate și în starea aceea de mânie ți-a ieșit din duhul și a intrat în fire și în fire te-ai comportat în mod specific, și ai dat din mâini și din toate celelalte, atunci oprește-te cu închinarea. Du-te și rezolvă-ți problema cu fratele tău și mai apoi vino să te închini, ca astfel de închinător dorește Tatăl. În concluzie, frați și surori, când Biblia spune tu nu te poți închina dacă cineva are ceva împotriva ta, nu se referă la tot felul de mofturi pe care le poate avea cineva împotriva mea, împotriva unui dirijor, împotriva unui cântăreț, împotriva unui ușier. Pentru că dacă ar fi așa, întotdeauna într-o mulțime de 1000-2000 de oameni se va găsi cineva care nu-i place de ceva anume de la mine. Și în felul acesta mă va opri să slujesc. Când cuvântul Domnului spune, dacă cineva are ceva împotriva ta, se referă la un eveniment trecut când eu mi-aduc aminte că l-am jignit pe fratele meu verbal și i-am spus, ești un prost. Ești un nebun. Sau m-am mâniat pe el și în starea mea de mânie m-am descărcat emoțional spunându-i cuvinte urâte sau poate chiar l-am agresat fizic într-un fel sau altul, l-am speriat. Am încercat să îl sperii, să-l ameninț într-un fel. Biblia se referă la ceva foarte concret. Nu la mofturi de genul am ceva împotriva lui cutare pentru că nu se îmbracă cum îmi place mie,
pentru că nu stă cum îmi place mie, pentru că nu se duce sau nu vine cum îmi place mie. Biblia se referă la evenimente concrete când noi intrăm în conflict cu cineva, într-o stare de mânie, și în această atmosferă de mânie noi ne adresăm cu cuvinte grele pe care le regretăm mai târziu. Dar degeaba le regretăm mai târziu dacă nu mergem să-i cerem omului în mod concret iertare. Pentru că noi facem următoarea greșeală. Îi zicem fratelui nebunule și ne cerem iertare lui Dumnezeu. Fraților, opriți-vă puțin. Iertare trebuie să-i cerem celui căruia i-am spus nebunule. Pentru că e simplu să-l jignesc pe fratele Peter și din mândrie să nu merg să-i spun iertați-mă, dar merg la Dumnezeu și îi spun Doamne iartă-mă și am senzația că m-a iertat și Dumnezeu și fratele Peter. Nu. Trebuie să merg la omul ăsta pe care l-am jignit și să-i spun frate Peter, îmi este greu să mă umilesc în fața dumitale pentru că am o părere bună despre mine. Sunt un bărbat în toată firea, am o părere bună despre mine și mi este foarte greu să mă umilesc și să spun iartă-mă că am greșit. Dar Biblia îmi spune, tu nu mai poți predica niciodată dacă tu nu-ți rezolvi problema cu acest bărbat față de care ești legat printr-un eveniment de conflict. Tu l-ai bârfit, tu te-ai mâniat pe el, tu i-ai spus nebunule sau prostule. În această situație tu poți sluji în biserică, că frații nu știu, dar Dumnezeu nu primește închinarea ta. Du-te înapoi la omul acela, nu lui Dumnezeu. Nu numai lui Dumnezeu, e adevărat și lui Dumnezeu trebuie să-i cerem iertare, pentru că i-am jignit robul, dar trebuie să-i cerem iertare și robului lui Dumnezeu. Frați și surori, atunci când venim să ne închinăm, noi trebuie să venim să ne închinăm după ce ne-am rezolvat evenimentele de conflict pe care le-am avut în trecutul nostru cu cineva. Nu pot să vin să mă închin lui Dumnezeu după ce, stând de vorbă cu fratele Peter, l-am discutat pe fratele ei Luna și i-am spus lasă-mă în pace și cu fratele Gianni Luna, lasă-mă în pace. Și în felul acesta, peste ani de pocăință acestui bărbat, am pus dispreț, am pus judecată ca și cum eu aș fi perfect și sfânt, am pus critică destructivă și am pus persoana acestui om într-o lumină proastă. L-am prezentat ca pe un om de nimic, ca și cum nimic bun nu este în viața lui. Și eu am vorbit de pe poziția unui om sfânt, perfect și fără reproș. Eu sunt o persoană cu un comportament ireproșabil, iar fratele Gianni Luna este un om de nimic. Și eu mă întâlnesc cu fratele Peter și încep să îi spun despre fratele Gian toate defectele lui, uitând calitățile. Și mai apoi vin la amvon și încep să predic. Și mi se pare normal să predic. Pentru că până la urmă este adevărat. Așa este fratele Gianni Luna. Și i-am spus adevărul, ce am greșit cu ceva? Și Scriptura spune, dacă te-ai mâniat pe fratele tău și în starea aceea de mânie ai spus cuvinte de judecată, cuvinte amenințătoare, cuvinte urâte, dacă ai vorbit împotriva lui, dacă i-ai stricat imaginea, atunci tu trebuie să te duci la fratele tău și să-i spui, mie mi-este greu să-ți cer iertare. Dar dacă nu-ți cer ție iertare, Dumnezeu nu mă iartă pe mine și nu mă acceptă pe mine și slujba mea. Eu mă umilesc în fața ta, frate, și așa cum ți-am greșit, acum îți și cer iertare, te rog iartă-mă. Uite, te-am vorbit de rău, uite, te-am înjurat, uite, într-o izbucnire de mânie nu m-am putut controla și mi-a scăpat o vorbă foarte gravă despre tine și despre familia ta. Mi-a scăpat un gest amenințător. Frate, eu nu pot să mă duc la altar să-mi aduc darul, pentru că nu mi-l primește Domnul. Sunt legat de tine. Te rog, dă-mi drumul, frate. Iartă-mă. Am fost într-un moment în care nu m-am gândit, n-am avut discernământ, mi-a scăpat. M-am lăsat dus de o emoție, de un resentiment, de o mânie, de niște nervi, de o nemulțumire și am găsit de cuvință în vremea aceea așa să-mi rezolv problema. Acum e rușine de atitudinea mea. Îmi cer iertare. Te rog, iartă-mă. Indiferent dacă fratele te iartă sau nu ești liber. Ascultați-mă puțin pentru că e foarte important. Indiferent dacă fratele te iartă sau nu, ești liber. Că dincolo de a-ți cere iertare după ce ai greșit, mai mult nu mai poți face. Ceea ce poți face este să ceri iertare. Însă și atunci când ceri iertare e de mai multe feluri. Pentru că una este când eu vin să-mi cer iertare de la fratele Peter, să vin să-i spun, frate Peter, am venit să-mi cer iertare. Dar fii atent, nici eu nu ți-aș fi zis chestia aia dacă tu nu mi-o ziceai pe cealaltă. Și dintr-o dată eu îi spun fratelui Peter, sunt eu puțin vinovat, dar matale ești mai vinovat decât mine, pentru că m-ai provocat. Aceasta nu înseamnă să-ți ceri iertare. Aceasta înseamnă să simulezi
adică să te prefaci că îți ceri iertare. Atunci când îți ceri iertare, îți asumi vinovăția și spui așa: frate Peter, îmi cer iertare că am greșit. Atât. Punct. Aceasta este o modalitate de a-ți cere iertare în manieră biblică. Fără să mai spui că și el a fost vinovat pe jumătate sau 10% sau 200%. Îți asumi toată vinovăția. Dacă tot te-ai dus să-ți ceri iertare, se spune: iartă-mă, sunt vinovat, am greșit. Și indiferent dacă el iartă sau nu, ești liber. După aceea poți să vin cu darul la altar. Frați și surori, mie mi-a foarte mult timp să stau înaintea Domnului și să pregătesc un cuvânt de predică. Îmi este rușine de dumneavoastră, de mine și de Dumnezeu să vin aici și să înșir vorbe fără conținut. De aceea mă gândesc acum, are vreun rost orele acestea de muncă dacă Dumnezeu nu le primește? Are vreun rost tot ceremonialul acesta în care transpir în urma unei alte transpirații dacă Dumnezeu nu acceptă darul meu și slujirea mea? Are vreun rost? Are vreun rost dacă mă apreciază frații și dacă se umple balconul timp în care Iisus Hristos se uită la jertfa mea ca la o scârbă? Aș vrea să vă aduc aminte în momentele acestea, pentru că e foarte potrivit de o întâmplare care mi se pare sugestivă. Se spune că o generație de la conservator au promovat și și-au dat examenul de licență prin realizarea unei piese instrumentale pe care au prezentat-o la instrumentul pentru care s-au pregătit fiecare dintre ei. Și un tânăr foarte talentat a pregătit o piesă la pian și a prezentat-o în fața la unui auditoriu de 1500 de oameni. A fost o interpretare fără reproș, de-a dreptul sclipitoare. Când el a încheiat, toată lumea s-a ridicat în picioare și entuziasmată l-a aplaudat. Mama și tatăl care erau în față au văzut însă că pe fața copilului lor, în loc de o înfățișare plină de bucurie, era o notă de tristețe. Și au mers la el și l-au întrebat: fiule, de ce ești tu trist astăzi în ziua succesului în loc să te bucuri? Uite, 1500 de oameni s-au ridicat în picioare să te aplaude, au fost foarte impresionați de felul în care ai interpretat. Și el a spus: mamă, este adevărat că 1500 de oameni s-au ridicat în picioare, dar uite acolo în colț, este o persoană care nu s-a ridicat în picioare și care nu m-a aplaudat. Și mama a spus: e adevărat, ce importanță are acum că un om nu s-a ridicat timp în care s-au ridicat 1500? Și băiatul a spus: mamă, omul acela care nu s-a ridicat este chiar profesorul meu. Dragii noștri, s-ar putea să ne aplaude lumea, însă nu știu ce părere are Dumnezeu despre noi. S-ar putea să ne felicite și să ne aprecieze mulțimile, însă nu știu cum primește Iisus Hristos jertfa noastră. În ce fel îl impresionez eu pe Dumnezeu cu predica mea, la care plâng oamenii, dacă în spatele predicii mele este o inimă meschină, războinică, o inimă critică, judecătoare, o inimă care ucide frații, o inimă care judecă frații, o inimă care trece cu lama prin tot poporul și nu este nimeni bun aici în afară de mine și de soția mea? La ce folos predica aceasta când Dumnezeu îmi cunoaște inima? Vreau în această seară, dincolo de teologia acestui pasaj, să ne oprim și să recunoaștem că suntem oameni. De multe ori suntem atrași în comentarea unei atitudini sau în comentarea unei predici sau în comentarea unui predicator. Frați și surori, Biblia ne dă dreptul să judecăm prorocia, dar pe proroc nu. Pe proroc îl judecă stăpânul, adică Dumnezeu. Biblia ne dă dreptul să judecăm o predică, dar pe predicator nu. Biblia ne dă dreptul să judecăm o cântare, dar pe cântăreț nu. Persoana o judecă Dumnezeu. Slujirea persoanei avem dreptul să o judecăm, adică să o cântărim, să o evaluăm noi. Adevărul este că noi trecem dincolo de limitele puse de Dumnezeu și ne permitem să facem mult mai mult în râvna noastră critică, în modernismul acestei lumi care critică totul, unde concurența este fără precedent. De multe ori ne permitem să ne îndreptăm înspre oameni și nu avem dreptul acesta. Avem dreptul să ne îndreptăm înspre slujirea lor și să spunem: cuvântul acesta este sau nu este de la Domnul. Dar pe om nu avem dreptul să-l judecăm.
Pe om îl judecă stăpânul lui în ziua de apoi, adică Dumnezeu. Când au spus slujitorii: stăpâne, lasă-ne să mergem să smulgem neghina, că ne enervează. Stăpânul a spus: să nu smulgeți neghina. Lăsați-o acolo, pentru că atunci când smulgeți neghina, voi smulgeți și grâul. Asta nu înseamnă că noi trebuie să permitem în biserica lui Dumnezeu tot felul de comportamente, să le lăsăm până la sfârșitul veacurilor. Vreau să spunem numai că suntem tentați să judecăm bărbați și femei, mai ales pe cei care fac o slujbă, că ei spun ceva. Nu poți să critici pe un om care nu zice nimic, că el n-a greșit în vorbire, că dacă a ținut gura închisă n-a greșit în vorbire, dar cel care vorbește s-ar putea să greșească. Cel care dirigează s-ar putea să greșească. Eu care nu dirigez, n-o să greșesc niciodată dirijând. Dincolo de teologia acestui pasaj, există o viață practică. Și înainte de judecata lui Dumnezeu, într-o duminică seara ca aceasta, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi și ne spune: omule, tu ești trecător. Tu treci prin viața aceasta așa cum mergi cu mașina pe expres și treci peste maile, una după alta. Așa treci prin viața aceasta și prin zilele vieții tale. Dincolo de jertfa pe care tu ți-o aduci prin cântare, prin predică, prin dărnicie, prin slujirea ta, de fapt, viața ta de relație cu oamenii care este? Ce spui tu despre oameni? Care este atitudinea ta față de ei? Ce cuvinte rostește gura ta? Iisus Hristos este foarte ferm și spune: dacă vii să-ți aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău a auzit că l-ai vorbit de rău, a auzit că i-ai bârfit nevasta și copiii, a auzit că i-ai bârfit familia, el știe că l-ai bârfit și te vede slujind lui Dumnezeu, oprește-te, omule, du-te și rezolvă-ți problema cu fratele tău. Nu vă judecați unii pe alții, spune Biblia, ca să nu fiți sfâșiați. Nu vă mințiți unii pe alții. Nu vă îndreptați unii împotriva altora. Nu vă criticați unii pe alții pentru că sunteți copii aceluiași tată. În seara aceasta, frați și surori, acest cuvânt aspru, exigent, se îndreaptă înspre conștiința noastră. Pot să-l neglijez așa cum am făcut până acum. Să mă mândresc că stânăr și puternic, că adun mulțimile și că oamenii ascultă predica mea. Însă undeva în colțul sălii este o persoană tristă, care nu este impresionată de fastul predicii mele, nu este impresionată de ceremonialul meu. Și persoana aceea este cel care într-o zi mă va judeca. M-au aplaudat frații, m-au aplaudat tinerii și bătrânii, dar niciodată Iisus Hristos nu a fost mulțumit de mine. Pentru că am avut o viață în care am măcinat frați și surori, deschizându-mi gura larg și prinzând cu dinții pe fiecare. Ăla nu-i bun, ăla nu-i bun, ăla nu-i bun, ăla nu-i bun. Și pe toți am măcinat. Nu era treaba mea să judec oamenii lui Dumnezeu, era treaba mea să mă judec pe mine. Singura persoană pe care am dreptul să o judec sunt eu însumi. Singura persoană pe care am dreptul să o judec sunt eu însumi. Dincolo de asta, este păcat, un păcat pe care Dumnezeu nu-l va ierta niciodată, decât printr-o pocăință și printr-o abandonare a obiceiului de a judeca, de a critica, de a jigni, de a intra în conflict, de a avea o atitudine agresivă și conflictuală. Frați și surori, acesta este cuvântul Domnului. Sigur că putem să-l interpretăm și într-o atitudine liberală, nu-i nimic, este în regulă, dar când se va întoarce Iisus Hristos, El nu ne va judeca după moda anilor 70 sau 2004, El ne va judeca după moda sfințeniei Lui prezentate în Scriptură. Vă cer în această seară, de dragul veșniciei noastre, frați și surori, haideți să ne reconsiderăm atitudinea, să ne reconsiderăm obiceiurile și să stăm înaintea Domnului cu o inimă smerită și să recunoaștem că suntem oameni. Spunem la supărare multe cuvinte. Ne facem judecători peste multe și mulți, însă în seara aceasta Dumnezeu ne-a prins la colț și El ne vorbește despre noi și ne vorbește despre comportamentul nostru. Aș vrea să vă aduc aminte în încheiere de un pasaj care mi se pare atât de aspru, cel puțin pentru mine în calitate de slujitor. Și o să vă rog respectos să ascultați acest cuvânt pe care vreau să-l citesc. Ascultați cuvântul Domnului. Căpetenii ale Sodomei, ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Sunt sătul de arderile voastre de tot.
de grăsimea berbecilor și a vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să înspurcați curțile? Slujirea mea spurcă curțile casei lui Dumnezeu? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, pentru că mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, mi-închid ochii și ori de cât de tare v-ați ruga, n-ascult, fiindcă mâinile voastre sunt pline de sânge. Nu putem să scoatem acest cuvânt aspru din Scriptură. Eu aș putea să fac numai predici care vă laudă, care vă apreciază, însă responsabilitatea mea de om al lui Dumnezeu este în vremurile acestea de permisivism religios să trag pentru mine, familia mea și biserica lui Dumnezeu un puternic semnal de alarmă. Fraților, sufletele noastre sunt în pericol pentru că diavolul este pe urmele noastre și ne spune că anumite soiuri de păcate nu mai sunt păcate. Să nu-l credeți, pentru că toate păcatele din Biblie rămân păcate, indiferent de vremea în care trăim noi. Dacă ne permitem să ne închinăm cu o atitudine de păcat, Dumnezeu nu primește închinarea noastră și privește ca și păcătoasă acea atitudine. Vă rog, înțelegeți că lucrul acesta este din Scriptură. Acesta este cuvântul Domnului pe care am vrut să vi-l citesc și sunt multe alte pasaje pe care aș putea să le citesc. Multe, foarte multe pasaje care vorbesc despre asta. Bună oară la Ieremia, capitolul 14, versetul 12. Chiar dacă vor posti, tot nu le voi asculta rugăciunile. Și chiar dacă vor aduce arderi de tot și jertfe de mâncare, tot nu le voi primi. Ci vreau să-i nimicesc cu sabia, cu focul și cu ciuma. Vă puteți imagina un Dumnezeu iubitor care rostește aceste cuvinte? Da. De ce? Pentru că ani de zile a stat în colțul sălii trist, privind la tot felul de închinări exprimate prin predică, prin cântare, prin poezie, prin dărnicie, timp în care închinătorii aceia trăiau un conflict, se judecau unii pe alții, se criticau, se bârfeau, făceau tot felul de partide și de dezbinări, spuneau că ei sunt mai buni decât alții și că alții sunt mai rău decât ei și în felul acesta îl ofensau pe Domnul. Frați și surori, dragi oameni ai lui Dumnezeu care alergați spre neprihănirea lui Dumnezeu, în seara aceasta vă rog alături de mine, noi care suntem doar niște muritori, înțelegeți că acest cuvânt al Domnului este valabil și astăzi, chiar dacă este anul 2004. Exigența lui Dumnezeu rămâne în picioare și astăzi. Măsurați-vă cuvintele, pentru că în Biblie, în cartea lui Ieremia, există un cuvânt, haide să ucidem cu vorba. Se poate ucide cu vorba, prin bârfă, prin cleveteală, prin judecată, prin partide, prin dezbinări, printr-o vorbire agresivă, lipsită de respect, plină de dispreț și de ironie, plină de o atitudine de superioritate. Vă invit în această seară, iubiți-vă sufletul și veșnicia. Măsurați-vă fiecare cuvânt pe care îl scoateți din gură. Nu vă lăsați antrenați în anturaje lipsite de spiritualitate, unde sunt bârfiți și criticați oamenii din adunare, fie că sunt ei păstori sau simpli membri din biserică. Frați și surori, gândiți-vă că vine o judecată sfântă și dreaptă. Vorbiți cu cuvinte măsurate. Fiecare cuvânt, fiecare atitudine, fiecare vorbă să fie pe deplin cenzurată cu un discernământ sfânt. Pentru că fiecare dintre noi ne vom înfățișa înaintea scaunului de domnia lui Hristos să dăm socoteală de fiecare cuvințel nefolositor pe care l-am rostit în viața aceasta. În fața acestor cuvinte, amândoi stăm ca niște oameni și ne întrebăm, Doamne, cât de mult te-am supărat de-a lungul vieții cu vorbirea mea neîngrijită, părându-mi se că era normal să spun ce am spus. Aș vrea în această seară să vă privesc și să vă conduc înaintea lui Dumnezeu, spunându-vă că nu față de mine sunteți obligați să dați socoteală de comportamentul dumneavoastră, ci alături de mine sunteți obligați să dați socoteală față de stăpân. Și stăpânul stă acum în fața noastră și ne spune, înainte de ziua veșniciei, am vrut să-ți mai ofer o șansă, pentru că te iubesc,
am vrut să-ți mai spun încă o dată despre lucrurile la care eu țin, lucruri pe care le am împotriva ta. Avem noi putere în seara aceasta să ne pocăim? Avem noi putere să ne reconsiderăm atitudinea și să spunem, Doamne, ca și eu odinioară, fac un legământ cu gura mea. N-am să mai mă ridic împotriva nimănui. Am să-mi văd de sufletul meu și de familia mea, de mântuirea mea. Am să vorbesc cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cuvinte duhovnicești, dar cuvinte agresive, de critică, de bârfă și de judecată, nu vor mai exista în gura mea, pentru că vreau să primești închinarea mea și sufletul meu la sfârșitul existenței mele pe pământ. Și alergarea mea să fie primită de tine, iar familia mea și sufletul meu să ajungă în împărăția ta. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu vă lăsați, luptați-vă până la capăt. Avem un dușman rău, el ne urăște și vrea să ne bage în viață păcate care par mici și vrea să ne cheme puțin câte puțin într-o viață de mediocritate, într-o viață de judecată, de bârfă și de partide. Nu vă lăsați târâți de diavolul și rămâneți cu o demnitate pe care ați dovedit-o până astăzi. Rămâneți tari înaintea Domnului, împuterniciți de Duhul Sfânt. Vorbiți cântărit și măsurat. Aveți o atitudine cenzurată și nu vă implicați în anturaje care vă predispun la păcate rostite cu vorba, rostite cu relația. Și rămâneți într-o atitudine de relație sfântă și curată. Vă chem în această seară la rugăciune. Haideți să ne cerem iertare Domnului. Haideți să mergem acasă și să ne cerem iertare soțiilor pe care probabil ne-am făcut obiceiul să le jignim cu cuvinte care nu ni se par grave. Obosiți, stresați, alergând după o bucată de pâine din ce în ce mai mare și mai albă. Probabil că am devenit insensibili la relația cu soția, părinții sau copiii. Vă chem în această seară, frați și surori, reconsiderați-vă atitudinea. Deveniți gingași și sensibili la relația cu partenerul de viață. Deveniți dulci și amabili. Nu veți greși niciodată dacă veți iubi și veți ierta. Nu veți greși niciodată dacă veți fi mai buni decât credeți că este normal să fiți. Iertați-vă, frații, și țeleți-vă cereți-le iertare. Iertați-vă, familia, și cereți-vă iertare, pentru că nu mai este mult și se va întoarce Domnul. Aceasta este pocăința pe care o cere Iisus Hristos de la noi. Și vă cer în această seară, implicați-vă profund și cu interes într-o viață de neprihănire care implică vorbirea și relația. Oamenii ai lui Dumnezeu, aceasta este șansa noastră. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să ne mărturisim, să ne cercetăm, să ne pocăim, să ne angajăm înaintea Domnului, pentru că Duhul Sfânt este aici ca să ne asculte și să ne ofere iertarea prin sângele lui Iisus Hristos. Să ne rugăm împreună Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.